Lucian Penescu, Taina. Capitolul 1. Trebuie neapărat să vi-l descriu pe locotenentul Petre Neagoie, ca totul să fie clar de la început. Acest ofițer de miliție cu ștate de începător a trecut prin două trepte ale muncii. La început pentru scurt timp la biroul economic din orașul M, acum reprofilat la judiciar. Era în fața mea așa cum îl știam, bine legat. Chiar prea bine. Înalt, blond, piele albastră, ochii albaștri. Are ochii albaștri ca florile acelea de câmp. Am uitat cum le cheamă. Ba nu, mi-am adus aminte. Albăstrele. Când îl priveam, toată ființa lui îmi devenea simpatică. Și să mai zici că șefii judecă pe subordonați obiectiv. Recunosc că în cazul lui Neagoie dau dovadă de subiectivism. De altfel, ce să mai lungesc vorba, doar oamenii de știință au stabilit că este suficient să citești în ochii omului, să-i studiezi fața și poți să-i determini fără a greși caracterul. Eu așa am procedat de mult și de atunci tot timpul și cu mâna pe inimă vă mărturisesc că nu m-am înșelat niciodată. Niciodată, dar nici în cazul lui Neagoie sper să nu mă înșel. Tovarășe capitan, vă deranjez cu o problemă pe care sigur nu pot rezolva. Știam că are un dosar de soluționat, nu prea complicat, pe care chiar eu, șeful său, capitanul Virgil Pop, îl studiasem bine. Tovarășe capitan, credeți-mă, nu vreau să mă catalogați de la început cu lipsă de experiență. Omul care nu se descurcă, dar simt că ceva trebuie clarificat împreună cu dumneavoastră. Altfel nu pot. Deci nu m-am înșelat. Un băiat deschis, poate puțin pripit. Lipsa de experiență sau cine știe. Despre ce e vorba? Am un dosar în lucru, dar nu la el propriu-zis vreau să mă refer. Ieri dimineață mi-ați repartizat în corespondență o scrisoare. Îmi aminteam, primisem o scrisoare nesemnată în care eram înștiințați că o anumită femeie nu murise de moarte naturală, că a fost ucisă de fostul ei soț. Atât. Trebuia să verificăm chiar și acea scrisoare anonimă și să stabilim adevărul. De ce nu a avut curajul să semneze? Ei, continuă. E vorba de Adina Moraru, o femeie de 46 de ani, care a murit în urmă cu 40 de zile. Ucisă, așa ne spune scrisoarea nesemnată, și am verificat ce s-a putut în două zile. De altfel, azi răsfoind ziarul România Liberă, la pagina cu decese, am găsit următorul anunț. Adrian Fiu și familia Moraru amintesc că au trecut 40 de zile de la trista despărțire de Adina. Nu o vom uita niciodată. Verificarea am făcut-o repede. Femeia era contabilă la grădinița numărul 7 din municipiu și suferea de inimă de la vârsta de 30 de ani. Internată în repetate rânduri, moartea a suvenit chiar în spitalul județean, unde i s-a făcut și autopsia. Nimic suspect. Deci nu e vorba de crimă. Locotenentul s-a privit blând și când tocmai vreau să-i spun că pentru toate acestea trebuie să întocmez raport și să-l depună fiindcă știu să citesc, tocmai atunci am zâmbit îngăduitor și asta l-a făcut să continue. Raportul medicului legist nu poate fi pus la îndoială. Despărțită de soț acum 5 ani, are un copil, Veracoș Adrian, în vârstă de 20 de ani, acum student în anul 1 la Facultatea de Mecanică din R. Fostul ei soț, Silviu Racoș, în vârstă de 50 de ani. Pictorul? Da, este pictor, se pare talentat. Nu se pare, este. Mi-a părut rău de tot tonul cam autoritar, dar n-am încercat să mă scuz. Îl cunoscusem cu ani în urmă la o expoziție personală, deschisă la Salonul Artelor. De fapt, nu mi-l amintesc decât vag. Lucrul sigur este că tablourile sale mi-au plăcut în mod deosebit. Era ceva aparte. Mă apropiau mai mult de pictura clasică, de care toate lucrările scrise ulterior despre arta modernă, expresionismul, fovismul, cubismul, suprarealismul, abstracționismul, n-au reușit să mă îndepărteze. Atunci am reținut numele. Numai atât. Trist, vesel, nu pot să-mi amintesc nimic mai mult despre pictor ca om, ca figură. Mi se pare că mai am și acum catalogul expoziției. Zilele trecute, când am făcut puțină ordine în birou, parcă l-am zărit. L-am privit în tăcere pe locotenentul Neagoie. Apoi, cu gesturi leneșe, dar sigure, am început să caut catalogul expoziției de pictură a lui Racoș. Am găsit totul.
prezentarea și lucrările. Nagoya a văzut că mă preocupă ceva. A încetat să mai vorbească, urmărindu-mă cu atenție. 8 pagini, alternând textul cu reproducerile. Am citit cu glas ușor, dar accentuat prezentarea. Încercam să-mi amintesc măcar un tablou. Conturile rămâneau neclare. Am continuat. Autorul catalogului nu era localnic. Prezentarea m-a fascinat. Retrăisem în parte clipe și imagini uitate de mult. Atunci, ca și acum, era toamnă. A început timid de anotimp, cu zile ceva mai friguroase ca înainte, dar cu ploi aproape zilnice. Mărunte de tot. M-a surprins întrebându-l pe ofițerul din fața mea. Ți se pare ceva anormal în toată această poveste? Da, dar nu moartea. Atunci ce? Iertați-mă că mă îndepărtez de la subiect, tovarășe capitan. Nu vi se întâmplă și dumneavoastră ca uneori conducând mașina, deși totul decurge normal, să aveți intuiția că cel din fața dumneavoastră, pieton sau automobilist, va săvârși o greșeală? Deci, în cazul ăsta, presupui că nu ar strica să adâncim cercetările. Cine a întocmit scrisoarea și pentru ce? De ce nu s-a iscălit? De ce ne-a trimis-o nouă? Să ne spună un neadevăr sau poate adevărul? Apoi, hai să facem puțină lumină. În conformitate cu legea privind asigurarea sănătății populației, în cazul decesului survenit într-o unitate sanitară, cazul nostru, autopsia, este obligatorie. A fost făcută. Autopsia a fost efectuată chiar de medicul legist. Deci nu sunt dubii. O moarte obișnuită, adică normală. Dacă nu este crimă, ce rost poate avea scrisoarea? Să ne alarmeze? Greu de crezut după 40 de zile de la înhumare. Să arunce vina pe fostul soț? Numai un naiv ar putea crede că o scrisoare anonimă, care urmează să fie verificată temeinic în asemenea cazuri, ar putea schimba lucrurile. Bineînțeles, dacă adevărul este deja bine stabilit. Totuși, la ce poștă a fost pusă scrisoarea? La poșta din orașul nostru, în raza oficiului poștal numărul 2. De acolo are ștampila. Plicul nu poartă nicio mențiune decât adresa miliției. Totul scris la mașină, marca consul, așa cum am bănuit la început și cum ulterior mi-a precizat laboratorul. Lăsând capul în jos cu un aer de vinovăție, mi s-a destăinuit. La școala de ofițeri am învățat să scriu la o mașină cu această marcă. Era normal să te pomenești că tu ești autorul, sau măcar complice. Nimic nu e imposibil, ba ar fi chiar prea interesant, prea palpitant. Și râzând am continuat discuțiile noastre. Îți dau dreptate că nu putem să privim cu ușurință cazul. Pentru început să clarificăm care a fost scopul expedierii acestei scrisori. Dacă aflăm, vom da imediat și peste cel care a scris-o. Nu-i așa? Este tovarășe capitan. Cu pictorul, fostul soț al decedatei, ai stat de vorbă? Încă nu. De aceea voiam să vă cer dezlegare. Înainte de a-mi da acordul, a sunat telefonul. Am ridicat receptorul și am rămas stupefiat de vestea care mi se transmitea. Locotenentul mă urmărea încordat. A surprins privirea mea aspră, a țintit asupra lui. De stat de vorbă va fi imposibil, fiindcă de 2 zile Racoș nu se mai află în viață. I-am spus cu vădit reproș după terminarea convorbirii. De 2 zile? Da. Deci din aceea zi când a fost expediată scrisoarea. Formidabil. Ce e atât de formidabil în asta? I-am atenuat avântul, dar am înțeles că niște gânduri anume îl frământau și își cereau dezlegare. Șeful ne-a anunțat că trebuie cercetată cu atenție cauza morții. Pictorul deține, prin înregistrare legală, unele bunuri care aparțin patrimoniului cultural național. 2 tablouri, în primul rând, dar și altele, așa că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Am înțeles. Mi s-a spus că este acasă. Acolo a fost ucis. Femeia care făcea curat la descoperit ieri și a anunțat miliția. Trebuie să fie ceva la mijloc. Tablourile alea, tablourile pictorului, moartea soției, scrisoarea asta, se cam unesc toate în același timp. Cam. Și mașinal am început să-mi fac o ordine pe birou. De fapt, o ordine în toate variantele posibile ale cazului. Posibile pentru un capitan cu destulă experiență în judiciar. Tot în tăcere, locotenentul își compunea probabil variantele lui. După ce am considerat că am făcut destulă ordine, am luat un ton grav. Locotenent de Neagoie,
Aprobarea ce mi-o cereai a devenit acum sarcină pentru amândoi. Cere mașină de serviciu. Vom trece să luăm procurorul și medicul legist. Ne va urma laboratorul, dar fără prea mult zgomot. Racoș este o persoană bine cunoscută în municipiu și fi convins că vestea a împânzit orașul. Prezența noastră îți închipui ce prilej de imaginație. Să meargă cu noi și ofițerul de la economic care se ocupă cu patrimoniul cultural național. Voi proceda tocmai, tovarășe capitan. A părăsit încăperea calm, sigur de el, mișcându-și dezvolt statura atletică. M-am uitat pe fereastră. Ora 10 și soarele era ascuns în nori. Nu mai ploua însă. Termometrul arăta 20 de grade, cam puțin pentru luna august. Cu acest gând care ascundea altele, am coborât scările. Capitolul 2. O casă mare, cu un singur etaj, gen vilă, la marginea orașului T, chiar lângă linia de cale ferată. Pare să aibă peste 10 camere. În fundul curții, alte 5-6 încăperi construite, toate în stil vagon. Gard viu, multă verdeață, poate și flori, fiindcă de văzut nu se mai vedea nimic. Vegetația se uscase de secetă. Liniște destulă. În această vilă era, sau mai bine zis, fusese locuința pictorului Silviu Racoș. Un apartament compus din două camere, baie, bucătărie, de bara. Celelalte încăperi erau locuite de alții. Cadavrul întins pe divanul nedesfăcut din prima cameră avea o poziție normală, normală ca pentru somn, dar îmbrăcat chiar și cu haină. Medicul a primit încuviințarea de a intra în acțiune. Îi urmăream fie ce mișcare, fie ce trăsătură a feței. Aveam neapărată nevoie de cuvântul său. Moarte naturală sau omor? Curios, tare curios sunt, m-a îngrăbit așteptând un răspuns. M-a privit prin ochelari fără nicio expresie. Medicul legist Avram îmbătrânise. Apropia 60 de ani. Acum îl vedeam bine, bine de tot. Omul ăsta a fost strangulat, spuse după un timp. Ucis. Sigur, ucis, strangulat, dar, spuneți, normal, la strangulare a trebuit să existe un șans de sugrumare la gât, însă aici s-a folosit altceva decât mâna. Vreun las de frânghie, un fular, nimic din toate astea. Curios, nu am mai întâlnit așa ceva. Atunci poate nu este strangulare. Este. Îl priveam din nou. Niciodată nu greșise și lucram de 6 ani împreună. Nu se pripea. În afară de asta, omul nu a fost omorât aici pe pat. Cum? Uitați-vă, artera carotidă a fost strânsă puternic ca la spânzurați. La autopsie, trahea va arăta acest lucru. Prin strângerea arterei carotide s-a determinat lipsa de alimentare cu oxigen a creierului și pierderea cunoștinței. Strângerea traheei a cauzat încetarea respirației. Inima, chiar dacă a mai bătut câteva minute, s-a oprit, moartea survenind rapid în plină inconștiență. A fost strangulat cu antebrațul, sau poate cu amândouă, deci nu a fost omorât pe pat. În niciun caz, mai degrabă pe un scaun, poate că pe scaunul de la această masă. E o presupunere. Asasinul se afla în spate, să zicem, o cunoștință a victimei. Oricum, pictorul nu se aștepta să fie atacat, deci asasinul stătea la spatele lui, în picioare. Poate discutau, brusc trece brațul drept peste umărul. Drept și bărbia pictorului, strâns pe lângă gât. În același timp, sprijină antebrațul stâng pe umărul și omoplatul stâng al acestuia, sprijinind poate capul pe acest umăr și încrucișând mâinile. Imediat trage cu antebrațul drept spre înapoi, presând asupra gâtului și, pentru a intensifica acțiunea, apasă cu capul asupra capului victimei, în sens contrar. Căci a fost așa, că a fost așa este aproape sigur. Există cazuri când această strangulare se poate efectua și prin apucarea cu mâna dreaptă de bicepsul stâng, iar mâna stângă se sprijină pe ceafa victimei, însă la ceafă pictorul nu are niciun fel de urmă. Este exclus să nu se fie apărat? Nu avea cum. Dacă ar fi fost mai puternic, mai sportiv, ar fi ripostat. Nu-l vedeți cum arată? Destul de firav. Înseamnă că asasinul este un om puternic, o constituție fizică bine făcută. Poate să arate ca ajutorul dumneavoastră, locotenentul Neagoie, poate ceva mai robust. Totuși, victima trebuie să se zbată, să strige. Destrigat era imposibil, dezbătut sigur că da. A schițat gestul de a se așeza pentru a reface crima.
L-am oprit energic. Încă nu. Poate sunt urme. Da, scuzați-mă, și-și continuă supozițiile. Instinctiv a aruncat picioarele înainte, posibil să se fi lovit de masă. S-a întors brusc, s-a apropiat de victimă și ca să cerceteze și exact sub genunchi, medicul legist constată îndată câteva echimoze. Nu este exclus să fie urmele lăsate de luptă, de mișcările de apărare ale victimei. Moartea a fost fulgerătoare, apoi ucigașul l-a așezat în pat. Când a survenit moartea? Aproximativ în urmă cu 2 zile, să zicem marți seara. Deocamdată atât. Ați putea să-mi spuneți când este gata constatarea medico-legală? Dacă l-am azi și arătă spre cadavru, într-o oră, două, deci spre seară. Pot să refuz un vechi colaborator, mai ales că este un caz deosebit. Și medicul legist plecă imediat. Locotenentul major de poliție Petia, specialist în problemele patrimoniului național, se pregătea să raporteze. L-am încuviințat. Piesele aparținând patrimoniului se află aici, în cealaltă cameră. Am verificat. Este vorba de 2 lucrări ale pictorului Teodor Aman. Una reprezentând un peisaj la țară, alta un peisaj la Sinaia. S-a făcut expertiza atunci când a trebuit și s-a dovedit că sunt autentice. Le cunosc de acum 3 ani. După efectuarea percheziției, să fie luate pentru o nouă expertiză, am hotărât. Da, o nouă expertiză este necesară, întări locotenentul major. Deci nu jaful pare a fi mobilul crimei, am spus-o mai mult pentru locotenentul Neagoe. Cred că nu, tovarășe capitan, se alătură părerii mele locotenentul Petia. Prima cameră este într-o ordine perfectă, o masă rotundă la mijloc cu 3 scaune tapizate cu catifea roșie, divanul cu o noptieră la capăt, un șifonier mare cu 3 uși, perdele grele de mătase naturală, sobă de teracotă cu gaze, o lustră cu 5 brațe, aproape candelabru, 3 fotografii înrămate pe pereți, nimic altceva, niciun fel de pictură. Pe jos un covor moale, persan, într-o singură culoare, maro închis. Nu-mi plăcea interiorul, era ceva care nu se potrivea, dar nu știam anume ce. Cealaltă cameră are la fel în mijloc o masă de lemn cu un singur scaun, un dulap vitrină conținând destule cărți, în special de artă, o canapea vișinie, un covor aproape identic cu cel din camera mortoară și într-un colț un dulap cu uși de sticlă, alături un fel de șevalet pe care era prins un carton, început de tablou. Linii albe, roșii, verzi, nimic altceva. Pereții erau împodobiți aici de cele 2 picturi ale lui Teodor Aman și de încă alte 10 de tablouri ale răposatului. Le-am recunoscut imediat. Peisaje, case și ulițe vechi, toate pictate în stil clasic. Atunci lucrarea de pe șevalet să nu-i aparțină? Vitrina era plină de cutii de tot felul, un fel de bazar cu filmulețe pentru copii. În ele intră, însă erau culori. Pe raftul al treilea, exact la nivelul privirii mele, locuri marcate, poliță de lemn lustruită, lăcuită bine, pe care praful depus în stratul mic arăta că de cele cel mult 5-6 zile fusese șters, dar unele locuri erau fără praf, locuri mici cu forme neregulate, ca un abur, ca o urmă a răsuflării omului pe un geam rece. Fusese ceva expus și apoi luat? Când? În ce zi? La ce oră? Și ce anume? I-am spus, bineînțeles, fotografului să acorde atenție deosebită acestor urme, să-mi aducă urgent cât mai multe probe clare, să mărească respectivele clișee. Tovarășe capitan, acolo au fost bibelouri, încercă să descifreze taina locotenentul Neagoe. 7. Bibelourile lasă urme netede, nu zimțate, rotunde, pătrate, cu muchi închegate în forme geometrice, de tot felul, dar în niciun caz cu atâtea postamente zimțate. Nu au fost bibelouri, ci altceva. Unde lucra Racoș? Mă întrebam. Aici nu, e prea curat. În cealaltă cameră? Nici acolo. Tot ordine și curățenie. Tocmai asta mă face să cred că asasinul a urmărit ceva. În baie, locotenentul mi-a ghicit gândurile. La atelierul din strada Săgeții, nu mergem? Avea un atelier? Da, uitați contractul. Atelier de pictură, strada Săgeții, numărul 17.
Actul este datat cu un an în urmă și văd aici chitanțele de plata chiriei, inclusiv pe această lună. Trimite acolo un subofițer să fie cu ochii în patru până venim noi. Ai grijă să fie schimbat la timp, dacă vom întârzia. Până atunci vom proceda la închetarea femeii care a descoperit cadavrul și a celorlalți din vilă. Sper să nu fie prea mulți. Casa este proprietate particulară? Nu, naționalizată. A aparținut unui negustor care a murit în 1950. Nu mai locuie aici. Cartea de imobil este la mine. Foarte bine, acum să-mi aduci aici pe femeia aceea. Pe ceilalți îi vom asculta în parte, la locuințele lor, ca să nu-i deranjăm prea mult. Locotenentul a dispărut într-o clipă. Oare asasinul cum a părăsit încăperea? Pe ușă, din apartament se iese direct în curte. Baia mai avea o ușiță și spre o cameră interioară, un fel de hol de trecere spre ceilalți locatari, dar era zăvorâtă și se vedea că nu mai fusese de mult timp întrebuințată. Mult praf. Foraiberul ruginit. Deci totuși a intrat și a ieșit pe ușa principală, fiindcă ferestrele sunt atât de bine închise încât intrarea pe această cale în locuință sau părăsirea ei nu a fost posibilă. Să fie un cunoscut al casei și nu l-a observat nimeni? Locotenentul s-a întors repede. L-am așteptat în prima cameră. Aceasta este femeia tovarășa, Ioana Staicu, spuse el. Bine făcută, înaltă, brunetă, cam de 50 de ani. Unde locuiți? La două case de aici. Veneam de trei ori pe săptămână să deretic prin casă la domnul Pictor. Ultima dată când ați fost? Marți seara, pe la orele 9, răspunse ea destul de descumpănită. Se întunecase puțin. Vreau să las un bilet că nu pot veni miercuri. Simțeam cum mi se așează un nod în gât. Trebuia să mă duc la fata mea să-i îngrijesc de copil, că pleacă în concediu. Aveți cheie? Aveam. Uitați-le aici. Și cum vă spuneam, am descuiat ușa crezând că domnul Pictor nu este acasă, pentru că nu era lumină, ca de obicei. Aproape se bâlbâise. După ce ați intrat, ce ați făcut? Am aprins lumina și când m-am apropiat de pat, am crezut că a dormit așa îmbrăcat. L-am strigat și nu mi-a răspuns. Când m-am uitat bine, am înțeles că era mort. A lăsat capul în jos, părea afectată, poate chiar suferea. De mult făcea curățenie la el? De 3 ani. Numai atât? Da, 3 ani. M-am referit la altceva, numai curățenie făceați? Spălam, călcam, dar nu aici. Aveam în fond dreptul să pun o întrebare care în situația de față nu era chiar deplasată, dar m-am oprit. În orice caz, dacă femeia ținea loc de tovarășă de viață, știa mai multe. Fiindcă asupra mortului nu mai sunt dubii și am simțit-o cu privirea. Vreau să vă întreb dacă nu ați observat ceva schimbat, ceva ne la locul lui, aici, în această cameră sau dincolo. Eu nu cunosc decât această cameră, numai aici făceam curățenie. În altă parte nu știu. În cealaltă cameră făcea singur curat? Poate, făcea singur. Am privit-o direct și m-am convins că nu spune adevărul. După ce l-ați găsit mort, ce ați făcut? Ce să fac? M-am îngrozit și am ieșit. Încuind ușa, da, deci calmă. Se uită la mine, palidă. Începuse să tremure puțin. Eram amândoi în picioare și ne priveam. Credeți că eu... Ce să cred? Că eu l-am... ucis? Cine altcineva? Nu eu, domnul ofițer. Nu aveam pentru ce. Domnul doctor nu era bogat. Vă spun eu. De unde știți? Nu îmi spunea dânsul. Erau zile când trăgea măța de coadă. Se împrumuta de la alții. Niciodată făcea ce făcea și se descurca singur. De unde atâta siguranță? Pictorul lui s-a confesat? Atunci relațiile dintre ei au fost de altă natură decât de la proprietar la femeia de serviciu. Și după ce ați părăsit casa, ați spus cuiva ceva? Nu, mi-a fost frică. Toată noaptea nu am dormit. Am sperat că totuși nu este mort. Cum așa? Nu puteam să cred. Dimineața am venit din nou. Ușa era încuiată și liniște. Am descuiat și l-am văzut la fel. M-am convins că este mort, dar nu mai era frică. Ieri dimineață. Da, ieri dimineață. Ce oră era? 10-11. Păi nu prea era dimineață. N-ați dormit toată noaptea aceea, dar ce ați făcut în dimineața de miercuri? Nu știu. Adică știu. M-am plimbat prin curte, prin casă. Nu venea să cred. Nu puteam să cred că domnul Pictor este mort. Că nu o să-l mai văd niciodată. M-a privit parcă cerând milă. Era galbenă la față. N-ați vrea să ieșim afară? Nu mai pot sta aici. Nu-i destul aer. Nu aveam încotro, am acceptat.
Am continuat discuția în curte și apoi am fost alături la domnul Stolojan. Nu era nimeni acasă. Mi-a fost tare frică. Frică? De ce? Nu știu ce să vă răspund. Am stat apoi ore întregi în ușa apartamentului domnului Racoș și am privit în gol. Așteptam să continue. Avea o privire absentă dincolo de mine. De tot. Deci, tovarăș, asta e cu susțineți că ați stat aici ore întregi? Da. M-a găsit când a venit de la slujbă doamna Stolojan și nu mai știu ce am făcut. A spus să-l anunț pe băiatul domnului Pictor. E student în orașul B. Dar miliția? Miliția de ce nu ați anunțat-o? De ce? Fiindcă a spus adineori că nu dumneavoastră l-ați ucis. Dacă știați că a fost ucis atunci, nu știam. Cum adică? Nu știam, am crezut că a murit așa. Acum să știu că a fost ucis. Nu înțeleg. Poate fiindcă v-am văzut pe dumneavoastră și pe toți de aici. Apoi a mai fost și un presențământ. Nu putea să moară așa din senin. A fost omorât. O priveam cum tremură și se frământă. Vroia să ascundă adevărul. Era nevoită să facă asta? Încă nu știu. Clar este că a mințit susținând că făcea curățenie numai în prima cameră. Și chiar dacă ar fi așa, tot ar trebui să cunoască totul în casă. Dar a înștiințat cineva și miliția. Nu știu cine. Poate doamna Stolojan, eu nu, sau poate băiatul dânsului să fie aflat. După alte câteva întrebări, locotenentul Neagoie mă întrerupse pentru ca să-mi comunice ceva urgent. A venit între timp băiatul pictorului. Unde este? L-am condus sub umbralul din spatele vilei. Stă pe o bancă. Ai făcut foarte bine. Roagă-l să aștepte puțin. Trebuie să stau de vorbă neapărat cu el. Dar după ce termin cu toți locatarii. Așa că mai durează. Vezi cum te descurci. Apoi cu glas tare către femeia din fața mea. Îl cunoașteți pe băiatul lui Racoș? Mi-a urmărit privirea și nu a răspuns. Îl cunoașteți? Nu. Și de această dată aveam convingerea că nu a fost sinceră. Nu vă mai întreb acum nimic. Vă duceți acasă și vă gândiți bine unde și când ați comis ceva care ne poate interesa pe noi. Apoi așterneți o declarație scrisă. O să vin eu să o iau de la dumneavoastră. Vă găsesc sau plecați de acasă? Nu plec nicăieri. Bine, dar nu uitați, poate în declarație scrie și ceea ce nu v-ați amintit aici. Poate vă aduceți aminte de tot. Când a întors capul, avea deja lacrimi pe obraz. Era inutil să o mai urmăresc cu privirea. Capitolul 3. Familia Stolojan ocupa trei camere, apartament vecin cu al victimei. Mobilat luxos cu mult gust. Vă rugăm să luați loc, tovarășe capitan. Acum am sosit de la serviciu. Am fost anunțați că veți veni la noi. Am intrat direct în problemă. Dacă vreți să-mi vorbiți despre dumneavoastră, date personale. Mă numesc Paul Stolojan. Sunt inginer constructor. Uneori lucrez cu miliția și în general cu organele de anchetă, fiind și expert tehnic. De altfel ca și soția mea, Ana, arhitectă. De asemenea, expert tehnic. Eu am 45 de ani, Ana 43. Locuim aici de 5 ani. În toamnă ne mutăm. Este gata apartamentul, proprietate personală. Avem mașină, o Dacia 1300, cumpărată anul trecut. Amândoi lucram la Institutul de Proiectări. Ajunge, fusese jovial, vorbăreț, mic de statură, cu început de chelie și o dantură sănătoasă, care atunci când vorbea îl făcea să devină simpatic. Și cu toate astea i-am răspuns aproape neprietenos, pentru că nu chiar cele spuse de el mă interesau. O știa și expertul foarte bine. Cum putea să fie de ajuns? Nu, nu ajunge. Puțin derutat a pronunțat câteva cuvinte neînțelese, apoi a spus clar. Ana, fă-te rău niște cafele. Și către mine. Nu mă refuzați. Nu, tovarășe inginer. Dar fiindcă sunteți expert, am să vă rog să-mi fiți un sprijin de preț. Fiecare anchetă are procedeile sale, urmărind ceva precis. Haideți să punem punctul pe ei. Ce știți în legătură cu pictorul Silviu Racoș, vecinul dumneavoastră de apartament? Dar absolut tot și cât mai exact. Mare lucru nu cred că să aflați de la mine, fiindcă nu știu lucruri deosebite. L-ați văzut mort? Vreți să spuneți ucis? Se prea poate, nu exclus, fiindcă așa cum mă ți aștern, așa dorm. Mai direct, fără parabole, v-aș ruga. Ce mai, era un om de nimic, o fi avut talent, dar nu prea lucra. Și încă ceva.
azi cu o femeie, mâine cu alta, chiar așa? Chiar, a intervenit soția sa, Ana, aducând cafelele. Soțul meu exagerează puțin. Realitatea este că umblă cu femei adevărat, dar nu cu cele de moravuri ușoare. Un fel de a zice, o ironiză el. Vedeți dumneavoastră, viața este ca viața, și bună și rea, și de multe ori șansele, ori neșansele, ne se trag de la faptele noastre, cugetate sau nu. Noi, ca milițienii, ne ocupăm și de unele și de altele, chiar și de cele cugetate și de acelea, când sunt gândite prea rău. Am înțeles, bătu în retragere Stolojan, dar n-am venit aici să facem filozofie. Vorbeam despre Racoș, am pus capăt acestei discuții. Nu era un om chiar așa de... Era obișnuit. Poate abuza cu femeile, reluă firul discuției Ana Stolojan. Adică, le schimba des, dar niciodată nu l-am văzut în același timp cu două. Fără să vreau, am zâmbit. Femeia a simțit nevoia să se completeze. Vreau să spun că nu umbla decât cu o femeie. Când termina cu una, umbla cu alta. Asta era. În 4 ani a schimbat multe. N-aș putea să vă spun exact, poate 5-6, cred că același lucru voia să vă spună și soțul meu, dar el este mai exagerat. Nu, Ana, nu, tovarășe capitan, mențin ceea ce am declarat. Victorul nu era un om serios, muncitor, era un afemeiat și cred că nu greșesc dacă spun că era și puțin bețiv. L-ați văzut vreodată beat? Uneori intuiește adevărul. Era destul de cult ca să nu ajungă să cadă în șanț. Dar acasă sunt sigur că bea. Nu e așa cu zilele din casă. De lucrat ce putea lucra? Fiindcă atelierul de pictură îl are în altă parte și pe acolo, din câte am auzit, nu prea se ducea. Zile întregi sta aici în casă, nu ieșea nicăieri. A ținut așa o bună bucată de vreme. Adică, ce spun eu, până a murit. Singur stătea? Ei, nu știu, a fost rândul Anei Stolojan să ironizeze. În compania unei nimfe, de ce nu spui? Nu vă pot spune nimic, dar mai mult ca sigur că nu era cu nimeni în acest timp, continuă Stolojan, aruncând o privire asupra soției. Și femeile, când veneau singure, întotdeauna veneau și plecau cu el. Niciodată nu s-a întâmplat altfel. De aceea, cred că atunci când stătea zile întregi în casă, era și singur. Cunoașteți vreo femeie din acelea? S-a gândit puțin, apoi s-a uitat spre soția sa, spre mine. Niciuna. Orașul este destul de mare. Dacă v-aș aduce niște fotografii, le-ați putea recunoaște? Ce spuneți? Tovarășe capitan Pop Virgil, cred că am reținut corect numele dumneavoastră. Nu pot garanta că le-aș recunoaște, chiar după fotografii. Nu le-am reținut bine figura. De obicei le aducea seara. Auzeam cum vorbeau, discutau, dar se aude la dumneavoastră din apartamentul vecin? Când se discută tare, da. Dar de înțeles nu se înțelege nimic. Când era cineva înăuntru, știați? Da, se auzeau umblând, vorbind. Spre exemplu, marți seara, după venirea dumneavoastră de la serviciu, deci după orele 16. 16:30. Deci după această oră, ce ați observat? Era acasă, singur? Vă rog să vă gândiți bine, amândoi. Răspunsul dumneavoastră este foarte important. Cafeaua se răcise bine, dar am început să o înghit cu mult tact. Ca și cum era fierbinte și parcă oficiind un ritual numai de mine știut. Inginerul Paul Stolojan a început să se miște pe scaun, căutându-și locul. Nu era în apele lui. Vedeți, este greu să spun ceva sigur. Un lucru însă am observat. Mai precis am auzit. Eram în baie. Când nu curge apa, e liniște. Peretele ei, vecin cu al domnului Racoș, cu dormitorul său, sufrageria, nu știu exact. Deci cam pe la orele 9-10 seara am auzit o pufnitură. Ceva așa, cum să vă spun. S-a gândit puțin. Ca atunci când arunci un sac de cartofi plin într-o căruță. Când eram mic, ajutam tatei la strânsul recoltei. De acolo știu. Dar zgomotul era ca al primului sac, când îl arunci pe primul în căruța goală. Atunci nu am dat importanță. În ce măsură relatarea inginerului era adevărată? Bănuiesc că era acasă singur, a întors capul spre soția sa. Spune tu, Ana, restul. De fapt, tovarășe capitan, aud acum prima dată ce a spus soțul meu. Eu spun ce știu eu. Pe la orele 6-7 am auzit ușa trântită la domnul Racoș. Apoi mi s-a părut, da, el era căpitor, vorbea cu cineva la telefon.
Mai târziu am avut impresia că se ceartă căldojenește pe cel de la capătul firului. Chiar mă gândeam că niciodată nu l-am auzit așa nervos. De obicei nu făcea zgomot, scandal. Se auzeau sunete obișnuite, civilizate, nu cum se întâmplă în unele case. Când intra cineva sau ieșea din casa lui Racoș, din apartamentul lui, când îl vizita cineva, putea fi observat de la dumneavoastră? A răspuns Ana Stolojan, numai din curte. Miercuri, când v-ați reîntors de la serviciu, ce ați observat? Am găsit-o pe Ioana, femeia care avea grijă de domnul Racoș în ușă. La intrarea în apartamentul lui Racoș, da, ușa care dă direct în curte, aproape în stradă. Și ne-a spus că domnul Racoș este mort. Mort sau ucis? Mort. De asta dată au răspuns împreună. Și ce ați făcut dumneavoastră? Paulus s-a apropiat de Ioana, s-a uitat peste umărul ei și către soțul său. Spune ce ai văzut. Mai nimic. În viața mea nu am văzut un om mort, adică de aproape. Părinții mei trăiesc. Nu știu, atunci va fi altceva. Cum susțineți că nu l-ați văzut atunci pe Racoș mort? Nici viu, nici mort. Fiindcă nu m-am uitat în cameră decât așa, cum să vă spun, mai mult să mă aflu în treabă. Și nu ați zis nimic? Cred că niște cuvinte care se spun la asemenea ocazii. Păcat de el sau așa ceva și am plecat. Unde? A intervenit Ana, soția sa. A venit lângă mine și mi-a spus în șoaptă. Auzeam, Racoș e mort, vecinul nostru. E ca și cum eu nu o auzisem pe Ana, pe Ioana. Și apoi? A, da, a venit pictorul de sus. Cine? Pictorul care locuiește la etaj. Traian Odoleanu, tot un pierd de vară. Mă mir cum de nu l-a lăsat până acum nevastă sa. Are ea motiv, insinuă Stolojan. Paul, nu fi răutăcios. Și? Continuați, vă rog, domnule Stolojan. Cum vă spuneam, tovarășe capitan, a apărut domnul Tiberiu sau Traian Odoleanu, care s-a dus la Ioana și cam atât. Știa de moartea lui Racoș? Nu cred. De unde să fi știut? Nu, sigur nu știa. L-a strigat Ioana spunând că domnul pictor este mort. Era vorba de Racoș. Mi-amintesc precis. Odoleanu a stat în cumpână câteva clipe, până și-a dat seama că Ioana nu glumea. Cum adică? Poate a crezut că Ioana îl ia peste picior. De altfel am avut impresia că Odoleanu era amețit. S-a mai întâmplat ca Ioana să glumească cu ei? Nu știu, dar cred că își permiteau. În câteva serii am văzut împreună. Pe cine? Pe Ioana Staicu și pe Odoleanu. Nu știu ce este între ei, încercă parcă o acoperire Ana. Furându-l lui Paul Stolojan să vorbească. În niciun caz nu trăiesc împreună. Mai degrabă, cred că Ioana nu era indiferentă lui Racoș. Vă bazați pe ceva? Păi uitați-vă la ea, este încă în putere, voinică, destul de frumoasă. Racoș nu ar fi iertat pe nimeni. Presupuneri, deci. Dacă l-ați fi cunoscut, n-ați mai pune la îndoială vorbele mele. Nu mai era cazul să ascult. Ceea ce urmăream, aflasem în bună parte. O ultimă întrebare, vă rog. Când ați anunțat miliția? S-au uitat unul la altul uimiți. Noi? Da. V-am rugat să-mi spuneți când ați anunțat miliția. Eu nu, adică nu noi. Poate altcineva. Deci nu dumneavoastră, dar știind de omor, de ce nu ați anunțat dumneavoastră? Inginerul m-a privit cu aroganță. Ce umor? Acum spuneți, dumneavoastră nu are voie nimeni să moară și așa, fără miliție? Dacă nu era ucis. Racoș a fost ucis, sunteți sigur? Asta mai lipsea, ca eu să dau răspuns la întrebări. Am aruncat inginerului o privire plină de înțelesuri. Bună ziua, am spus, pentru azi ajunge. Vă rog să vă faceți înscris declarațiile. Mâine poate o să trec chiar eu să-l iau. Bineînțeles, în orele dumneavoastră libere. Era să uit. Telefonul dumneavoastră de când nu funcționează? De duminică dimineața. De duminică? Da, l-am reclamat la deranjamente, dar nu a fost reparat. Atunci înseamnă că Racoș a vorbit marți după amiază, fie singur, fie cu cineva venit în vizită, nu-i așa? Așa e, fiindcă telefoanele noastre sunt cuplate, se simți obligat să răspundă Ana Stolojan. Precizarea dumneavoastră este exactă, să nu uitați că menționați în declarație că telefonul nu funcționează de duminică. Are așa de mare importanță? Întrebă cu destulă nedumerire Stolojan. Capitolul 4. Locotenentul Neavoie mă întâmpină. Am căutat cu deamănuntul, tovarășe.
Capitan, în afara tablourilor expuse pe pereți, niciun altul nu se mai află depozitat. Poate le are la atelier sau poate că le-a vândut, nu exclus. Nu a avut decât o expoziție personală, mi-a spus locotenentul Pedia de la Economic. Este suficientă și o singură expoziție, lumea îl cunoaște, apoi îl caută, nu locotenentă. Lucrul acesta nu spune prea mult. Am devenit puțin irascibil, dar voi încerca să mă stăpânesc. Trebuia să vorbesc și cu ceilalți chiriași. Tânărul să mai aștepte puțin, i-am spus lui Neagoie. Ce face locotenentul Petia? Continuă să cerceteze. Vă așteptăm. În casa asta, adică în corpul principal, mai locuiește un singur chiriaș. Dacă vreți, vă conduc. De altfel, vă așteaptă. Nu e nevoie să mă conduci. Prima ușă pe dreapta, până să intru în coridorul ce dă în fundul curții. Da, acolo. Lasă că mă descurc eu. Ai grijă dincolo. Poate găsiți totuși ceva care să ducă la dezlegarea crimei. M-am apropiat de ușa camerei unde locuia David Ercea. Mă gândeam cum te pot duce în eroare spațiile. De departe bănuiam o casă cu multe camere. Când colo numai 5, dar mari. 6 pe 6 metri. Cel puțin așa era la Racoș și la Stolojan. Am ciocănit discret și fără a aștepta răspuns am intrat. Se poate? Poftim, tovarășe, capitan, vă rog să-l luați loc. Credeam că veniți însoțit. Se referea la paharele de pe tava pregătită pe masă. Mulțumesc, nu trebuie să vă supărați, însă nu servez nimic. Aveți ceva cu inima? Nu, n-am încă, am zis cât în glumă, cât în serios, dar băutura mă obosește și apoi trebuie să fiu lucid. Ne-am așezat în cele două fotolii, singurile din camera dormitor-sufragerie. O singură cameră? Dacă sunt singur, nu mi-ajunge? Numele dumneavoastră, vă rog. David Ercea, gestionar. Duminică am împlinit 53 de ani. Mulți înainte, v-ați sărbătorit, deci, duminică. Așa, am lipsit de acasă, am fost plecat. Din când în când îmi permis și eu ca unele sărbători să le petrec la iarbă verde. Verde, cum se spune. Am intrat direct în subiect. Ce ziceți de Racoș? L-ați cunoscut bine sau nu? Așa și așa, om tare cum se cade și talentat foc. Ascultați la mine, rar talent ca la tovarășul Racoș. Moartea lui este o pierdere. Vă pricepeți la pictură? Ce trebuie să te pricep? Privești la alți pictori și îți dai seama imediat. Eu, spre exemplu, că sunt de 7 ani gestionar la magazinul fondului plastic, unde vând vopsele de pictură, mă lovesc aproape de toți pictorii. Și noi și vechi. Păi nu erau unul să-l vorbească de bine pe tovarășul Racoș. Asta ce înseamnă? Că ori era prea bun, ori nu era, dar mă pricep și eu cât de cât la oameni. Invidioși. Aveți așa mulți pictori? Păi sunt și cei de la Școala Populară de Artă. Destui. Zice lumea că sunt mulți poeți. Eu cred că și pictori sunt o mulțime. Parcă în semn de protest a încercat să soarbă din coniac. I-am luat binișor paharul din mână, rugându-l să mă aștepte. A înțeles. Mă gândeam că deja în această casă sunt destui oameni care se ocupă cu pictura. Simplă coincidență? Și cum ați ajuns gestionar la fondul plastic? O poveste întreagă. Eu am fost nepotul proprietarului acestei case. Am murit. Negustor mare. A fost naționalizat. Atunci eram băiat de prăvălie. Mai târziu aici s-a mutat tovarășul Racoș cu soția. Să ierte Dumnezeu că amândoi sunt morți. Se despărțiră de câțiva ani. Așa este viața la artiști. Nu poți sta cu aceeași femeie. Nu mai ai inspirație. Chiar așa? Așa spun toți. Să fie o scuză pentru ceea ce fac? Păi toți fac. Știu și eu. Sunt câțiva. Destui. Spuneați de Racoș că s-a mutat în casă. Așa. Atunci eram gestionar la un magazin de chimicale. Ieșise în lipsă. Nu mare ca să dau de bucluc. Dar nu-mi plăcea că nu ieșeam bine. Mă gândeam de ce îmi spun toate astea și chiar așa direct. Dar nu i-a scăpat frământarea mea. A, să nu credeți că vorbesc de ciubu. Nu făceam planul și nu prea luam leafa întreagă. Și în plus eram toată ziua murdar de vopsele. Nu mai ieșeau de pe mâinile mele. Când am fost la patron, eram băiat de prăvălie la coloniale. Stilat, mă obișnuisem să fiu curat și tot căutând alt post, îl aud pe tovarășul Racoș că și în orașul nostru se va face un magazin cu vânzare al fondului plastic. M-a recomandat și am reușit. E mai bine, mă simt aproape intelectual.
Ce spuneți? M-am mirat sincer eu. Păi dacă toată ziua discutăm despre artă, sunt numai în orașul ăsta 14 membri ai Uniunii Artiștilor Plastici. De ce vorbeau de rău pe Racoș? Numai pentru că avea talent? M-a privit pe sub sprâncene, ceva din siguranța pe care o dovedise până acum parcă se pierduse. Vedeți, unii mai vorbesc că așa și pe dincolo, adică umbla cu femei. Și după o mică pauză, când îi revenise stăpânirea de sine, apoi cine are succes la femeie are, cine nu, dar ce are a face una cu alta? În pictură este vorba de talent. Ai, ești bun. Nu ai, atunci stai cu barba mare și cu pânzele măzgălite nevândute. Și mor de foame dacă nu ai pe cineva să te financeze, fiindcă eu, tovarășe capitan, l-am întrebat pur și simplu aruncându-l, aducându-l la firul discuției care mă interesa. Am înțeles că nu sunteți căsătorit. Ați fost? Fost. Nu ne-am înțeles, dar și acum ne vizităm. Suntem vecini. Locuiește aici, în această casă? Nu, la numai trei case. Dar vine despre la mine. Avea grijă de tovarășul Racoș. Curățenie. Ioana Staicu? Da, ea este. Văd că știți tot. Și și-a lăsat ochii în pământ. Nu, nu chiar tot. Uite, de pildă, cine l-a omorât pe Racoș și de ce? Cu greu și-a ridicat ochii, dar privind pe lângă mine. Să știți dumneavoastră că de omorât, dacă l-a omorât careva, atunci a făcut-o numai din invidie și ură. Avea talent omul, ce mai? Dacă trăia, ajungea mare. Cel mai mare pictor în viață de la noi. Poate a fost gelozit și din pricina unei femei, încerc eu terenul. Aș, pe ce lua nevasta cuiva, umbla cu de alea libere, ori nemăritate, ori lăsate. Tot una, eu zic că alea lăsate sunt cele mai păcătoase, au ele ceva rău, dar Ioana, de ea nu putem să vorbim așa, a fost o femeie bună, este și acum, dar nu ne potrivim. Mai aveți totuși legături intime? Nu, de câțiva ani. Iertați-mă, dar a spus că vă vizitează des. Așa da, dar așa. Asta da, dar așa, cum să vă spun, ca niște amici vechi. O duce cam greu cu banii, fiindcă are o boală de rinichi și cheltuie mult pe la doctori. O mai ajut, dar este corectă. Ieri mi-a adus împrumutul, 5.000 de lei. O sumă destul de mare. De unde a făcut rost? Ea strânsă, sărmana, muncește mult. Pe la toți care o cheamă, mai are și pensie. Cam mică, pentru că nu a avut vechime în câmpul muncii. Dar se descurcă. Puteți să-mi spuneți ce ați făcut marți după amiază? Marți? Alaltăieri. Am stat în casă, mă durea capul. La ce oră ați venit acasă? La ora 9 seara, ca de obicei. Dar azi cam devreme. Astăzi, după amiază, am liber. Ați observat atunci ceva deosebit? Mă refer la casa lui Racoș. Nimic. Și de atunci, miercuri dimineața, după amiaza, serviciu și acasă. Ieri la fel, am stat în casă singur. În acest timp, fosta soție v-a vizitat. Când a fost? L-am luat la sigur. Ieri la orele 9 seara. Se fi fost câteva minute peste. Tocmai venisem de la serviciu. Mi-a adus banii și mi-a mulțumit. A adus și un borcan cu dulceață de vișine. Știe că îmi place foarte mult. Asta e tot. Mai este ceva. Uite, spre exemplu, nu pomeniți nimic despre momentul când ați aflat de moartea lui Racoș. Păi tot ieri, adică aseară, mi-a spus Ioana. Altfel, de la dânsa ați aflat? Da. Precis, asta mi-e crucea. Și după ce ați aflat, ce ați făcut? Nimic. Adică nimic. Ajuns la acest punct, nu mai puteam afla ceva în plus. Cel puțin deocamdată. Cunoșteam acest gen de oameni. Eram aproape sigur însă că în seara morții lui Racoș, David Ercea nu a stat acasă, așa cum a spus, și acest lucru era un bun câștig. I-am simțit modulația vocii. Când vă veți aduce aminte ce ați făcut în seara aceea, veniți la miliție, vă aștept. Dar să nu treacă prea mult timp, nu uitați. Un om a fost omorât în această casă și noi trebuie să aflăm adevărul, ca vinovatul sau vinovații să nu scape. M-am oprit înainte de a ieși pe ușă. Tovarășe capitan, vă rog să mă interpretați altfel, dar în seara aceea am rămas cu Ioana. Aici? Aici. Iertare, dar spuneați că până în seara aceea nu a fost nimic. Până ieri. Și ieri, dar lumea mai vorbește că cu tovarășul Racoș nu a avut niciodată nimic.
Pentru asta îl stimez, era cel mai bun și corect om. Ce făcea cu altele, treaba lui. Nu le trăgea de mânecă. Ioana nu avea secrete față de mine. Nu vroiam să vă spun că a rămas aici. După 5 ani a fost singura noapte când am dormit împreună. Moartea lui Racoș nu va tulbura prea puțin, prea mult, ca vecin. Nu știu ce să răspund. Ieri seara am fost prea fericit ca să fiecare cu viața lui. Cam egoiste gânduri. Mă rog, și totuși mai sunteți datori cu unele explicații. Le așteptăm scris. Mă căutați. I-am notat și adresa unde mă poate găsi, la serviciu, și numărul de telefon. Când eram pe coridor, am auzit o ușă trântită cu putere. Nu vroiam să mă întorc. Nici nu era cazul, pentru că mi-am dat seama. Ușa soțului Stolojan. Ascultaseră? Ăsta era interesul? Mai degrabă, cred că vreau să-mi spioneze mișcările. Acum știu precis că l-am vizitat și pe Ercea, dacă asta a urmărit. M-am îndreptat spre etajul clădirii. Una, două, 18 scări. De lemn, curios, să nu scârție niciuna. Țeapănă construcție, un covor, un hol micuț și două uși laterale. Se pare să intru stânga, dreapta. Câteva secunde de gândire, inutil. Amândouă ușile s-au deschis aproape în același timp și o voce de bărbat acompaniată de una de femeie mă invită cu cele mai elegante gesturi de curtoazie. Poftiți, tovarășe capitan. Tovarășii Odoleanu? Da. Tiberiu Odoleanu și soția mea, Maria. Maria Marga, fiindcă la cununie, nu a vrut să-și ia numele meu. Unde vreți să stăm? Oriunde. Dar de intrat m-am îndreptat spre camera din dreapta, aceeași care, după calculele mele, avea fereastra spre curte și o bună vedere spre calea ferată. Cu ce vă ocupați, tovarășe Odoleanu? Sunt pictor, am 57 de ani, suntem căsătoriți de 20 de ani, fără copii. Soția mea, scriitoare, are și serviciu. Este bibliotecară la Casa de Cultură a Sindicatelor. Întorcându-mă spre Maria Marga, am spus totuși, scuzați-mă, nu am mult timp liber la dispoziție. Citesc rar și o vina mea este că nu rețin decât uneori autorii. Ce ați publicat? Avea un tic al mâinii drepte, o ridică la intervale repetate ca să prindă ceva imaginar. Și apoi, brusc, îndepărta o șuviță de păr ce rămânea căzută pe frunte, în ciuda tuturor eforturilor de a fi înlăturată. Mi-a răspuns târziu, deși eram convins că nici nu mă auzise. Să vedeți, deocamdată nimic, dar am o piesă de teatru colosală. În curând va fi pusă în scenă, chiar aici, în orașul nostru. Apoi la televiziune. Va fi și publicată la... În acest moment s-a auzit soneria. Niciunul dintre soți nu a schițat cel mai mic gest. Oare să nu-l primească musafirul voit sau nu, trebuie identificat. Eram pe cale să mă ridic când Maria Marga vorbi. Este Ștefan. Apoi către soț îngrijorată. Ai luat coniac Dacia? Înainte de răspuns, alături de noi s-a înfățișat Ștefan, un bătrânel destul de în vârstă, 75-80 de ani. Piele albă, aproape chel, mâinile cam lungi, dar totul trăda eleganță și distinție. Poate și prin felul cum era îmbrăcat. Văd aici un tovarăș capitan, încântat. Și fără nicio introducere s-a apropiat de mine. Ștefan Lăzărescu, publicist. Apoi întors către ceilalți. De când sunteți în vizită cu miliția? Niciun răspuns. Târziu, Maria Marga a încercat câteva explicații pe care bătrânelul nu le-a recepționat. S-a simțit de aceea datoare să precizeze. Dânsul este de fapt la noi pentru o anchetă. A murit Racoș. Dumnezeu să-l ierte, se spune, mare crai. Tăcere. Sunt sigur că în categoria crailor, mai degrabă pe acest coclit din fața mea l-aș trece decât pe răposatul Racoș. Deși trecuse puțin timp de la cunoștința cu el, aveam tot mai mult convingerea că acest publicist Ștefan, de care întreagă fie vorba nu auzisem, era combinat cu Maria Marga, diferența de vârstă destulă și totuși l-am privit mai atent pe pictor, îmbătrânit. Puțin a plecat un început de cocoașă. Iertați-mă, tovarășe Ștefan. Ștefan Lăzărescu, nu? Am reținut exact. Exact. Îl cunoașteți bine pe Racoș din moment ce ați afirmat că a fost un crai. Vă bazați pe fapte reale? Destule.
În cazul ăsta, când anchetăm un omor, avem nevoie de cât mai multe și mai ales de cât mai precise declarații. Omor? Da, omor. Racoș a fost omorât. M-a privit foarte surprins. Nu putea fi decât privirea unui nevinovat. Aștept deci să-mi spuneți tot ce știți, cât se poate de concret și exact. În cazul acesta se schimbă situația și vocea lui căpătă deodată un timbru grav. Ce să vă spun? Era un pictor bun, mă pricep puțin la artă. În ziarul local fac uneori cronica expozițiilor, deși sectorul meu se ocupă mai mult de literatură. Sunteți, adică ați fost la ziar? Nu, mă socotesc publicist, articole de genul celor care v-am spus, apoi o monografie literară a orașului nostru, cam atât. N-am pensie, fiindcă având numai doar câțiva ani lucrați în întregime, am renunțat. Am trăit ocupându-mi un sfert, câteodată jumătate de normă, în diverse funcții. Am fost comod în viață și acum plătesc. În momentul de față sunt regizor la Teatrul Popular, o instituție înființată recent. Acolo vreau să o plasez cu piesa pe Marga, o piesă excepțională. Dar vorbiți-mi de Racoș, nu de dumneavoastră. Pe asta vreau să vă spun, frate, acolo vreau să ajung. Deci, ținând seama de preocupările mele, am fost pe acasă pe la Racoș, de vreo câteva ori. Nu se ocupă de teatru, mai mult decât atât îl bârfea. Cred că nu îl înțelegea, deși era un om cult, sau refuza pur și simplu să-l înțeleagă. Nu vreți să intrăm în subiect? Ba da, l-am vizitat de câteva ori, atât. Și am observat că era un pictor talentat și că uneori și scria. Scria? Da, proză. Acum 2-3 ani, într-o seară când veneam la Marga, s-a oprit, deși eu nu schițasem cel mai mic gest. A simțit din partea celor doi o anume reacție, pe care, bineînțeles, am simțit-o și eu, dar a continuat însă pe un ton nesigur. Și la Tiberiu, fiindcă aproape zilnic trec pe aici, m-a strigat. A trebuit să mă duc și să suport 3 ore lectura unui manuscris. De fapt, câteva zeci de file. Nu mi-am amintesc exact, dar parcă era vorba de o novelă sau de un microroman. Bunicel, se pare cu o tematică țărănească. Cam așa ceva, da, acum mă amintesc mai bine. Am intervenit fiindcă nu-mi plăcea finalul. I-am dat chiar o sugestie. M-a ascultat și după câteva timp l-a publicat. Scria de mult? Nu știu, s-ar putea. Atunci când l-ați văzut, era singur, fără soție? Da, se despărțiseră deja, era un divorț. Nu l-a afectat prea mult acest lucru. Ultima dată când l-ați văzut? Duminică sau luni după amiază. Am impresia că nici nu ne-am salutat. În ultimul timp eram doar în termen, să zicem, amabil, doar atât. De atunci, din seara când v-ați citit microromanul, nu l-ați mai vizitat? Nu, pentru că a intervenit între noi o răceală. Poate și datorită faptului că nu aprecia cum se cuvine teatrul. Poate vă aduceți aminte și de altceva. De pildă, era colecționar de obiecte de artă. Vă referiți la cele două tablouri? Nici nu știu dacă sunt originale și parcă aștepta să-i confirm. De unde știți de ele? Le-ați văzut? V-a spus Racoș? Le-am văzut și știe toată lumea, adică noi, cei care avem cunoștință despre artă. Sunt înregistrate la muzeu, dar eu nu prea cred să fie originale. Despre existența altor obiecte știți cumva ceva? Nu cunosc nimic. Tot timpul a locuit în acest apartament? Absolut. De când îl cunosc eu, a intervenit și Maria Marga. Și atunci când era cu soția și copilul, tot acolo au locuit? Deci, tovarășe Ștefan, și special nu am dat importanță celor spuse de Maria Magda. Când v-a primit în apartament, în ce cameră ați stat? În prima sau în ultima? Prima era atunci în reparație, se zugrăvea. Am stat în camera din fund. Cum arăta, vă amintiți? Da, o bibliotecă nu prea mare și nici grozavă. O masă cu fel de fel de penițe de tuș. Tocuri din acelea cum au inginerii constructori. Și bineînțeles pe perete cei doi amani și câteva tablouri ale sale. Într-un colț erau îngrămădite mai multe tablouri. Vă rog să vă gândiți bine, altceva nu ați mai reținut? Un șevalet, vopsele, pensule, ca la un pictor. M-a privit surprins și după un timp, luând cea mai serioasă expresie a feței, a răspuns silabisind cuvintele. Uite, domnule, aveți dreptate să mă întrebați. Nu, nu era așa ceva. Și cu un gest al mâinii, omul s-a lovit peste frunte.
Dar nu era imposibil să fie avut totul în prima cameră în care se zugrăvea, spuse el tot silabisind. Pentru mine adevărul era cu totul altul, dar mai întâi trebuiau câteva verificări. Să vedem ce va face Neagoie. Vom reuși oare? Chiar în această seară vom supune șefului planul de acțiune pentru aprobare. Deocamdată mai sunt câteva ore care pot fi folosite din plin. Le-am adresat soților Odoleanu întrebarea comună. Ultima dată când l-ați văzut pe Racoș? Ieri. Când anume? A răspuns Tiberiu Odoleanu. Ieri pe seară înainte să plec la piață. Ștefan nu a dat pe la noi. Știam că nu vine. Viu sau mort? Cum viu, tovarășe capitan, glumiți? Vă întreb în modul cel mai serios. Cred că era mort. Nu mișca lumea, de aici se agita. Chiriașii, pe urmă știți cum sunt zvonurile. Am aflat. Ați anunțat și miliția, nu? Noi? Și-a privit îngrozit femeia. Nici ea. De ce s-o fi anunțat? Doar nu știam că e vorba de o crimă. După ce am aflat de moartea lui, noi am stat închiși în casă. Nici la televizor nu am mai dat drumul. Chiar dacă nu a fost rudă cu noi, dar locuind în aceeași casă de atâta timp, parcă nu se făcea... Tovarășe Odoleanu, dacă nu vă este cu supărare, capitor dumneavoastră, ce faceți? Eu? Pictez. Ce anume? Ce fel de tablouri? A deschis și închis gura repetat, fără însă să rostească o vorbă. Târziu, preț de câteva minute, a râs, un râs nervos în cascade. Apoi brusc s-a oprit. Nu, tovarășe capitan, nu-i ce credeți. Eu nu puteam să-l invidiez, fiindcă eu, de fapt, nu execut tablouri. În viața mea nu am făcut așa ceva, numai decoruri de teatru. La ce teatru? Păi acum la teatru popular, mai înainte la casele de cultură, cămine culturale. Și câștigați ceva? Chiar bine, dar acum nu mai lucrez de 2 luni, sunt în concediu. Aveți Institutul de Arte Plastice? Da, cel cu durata de 3 ani. Deci în casă nu aveți ceva executat ca să vă lăudați cu opera dumneavoastră în fața celor care vin? Acum nu, de aceea am luat concediu mai lung. Ștefan ține... ca să execut toată grafica cărții pe care o va tipări Marga. Va fi ceva colosal. Ați început? Numai schițele. Pot să le văd? Deocamdată nu. Le am aici și duse degetul cel mare spre tâmplă, învârtindu-l în loc ca un tirbușun. Peste o lună o să vedeți. Parcă începuse să mi se explice unele lucruri, dar înțepenisem pe scaun și simțeam nevoia să fac mișcare. Privindu-l pe acest Tiberiu, aveam senzația că am în fața mea un exemplar din aceea pe care îi întâlnești duminica undeva la băciuri sau în zilele de sărbătoare, făcând mult scomod cu băutură proastă, cu fraze de ochiată și râsete cu subînțeles. Am hotărât să termin cu el discuția, nu înainte de a-i adresa o ultimă întrebare publicistului. Un singur lucru nu ne-a zlămurit. Cum se explică totuși faptul că Racoș era un crai? A vrut să răspundă imediat, dar nu l-am lăsat. Am ținut să precizez. Concret și scurt, dacă știți ceva, bine, dacă nu... Uite, nu mai târziu de o săptămână trecută l-am văzut cu una tinerică și cu mașină. O bomboană de fată, ce mai? De bârfit îl bârfește, dar în sinea lui îl admiră. Eu cred că de aici se trage. L-a omorât ori una pe care o a lăsat, ori bărbatul Brunea. Ce zici, Tiberiule? E complicat rău, domnule. Aici este o chestiune serioasă. Nu-i de glumă. Eu n-aș dori să fiu în pielea tovarășului capitan. În sinea mea îi dădeam dreptate. Cazul se dovedea destul de complicat. Dar n-aș fi vrut să o spună tocmai el, nesuferitul de la Bălci. Totuși, dacă socotiți că mai cunoașteți unele lucruri care n-ar putea fi de folos, mi le puteți transmite, i-am spus publicistului și am plecat convins că în urma mea s-a așternut în casa lor o lungă tăcere. Ori din potrivă, s-a iscat numeroase și controversate discuții. Capitolul 5. Ca de obicei, m-a așteptat nerăbdător locotenentul Neagoie. Tovarășe capitan, nu se face. Băiatul lui Racoș stă cam de mult, nu-l chemăm? De băiat chiar uitasem. Unde zici că este? Tot pe bancă afară? Tot. Am coborât scările ușor. Mă legănam de oboseală și faptul că băiatul acela mă așteptase atât de întristat. Nu de mult și-a pierdut mama, acum tatăl. Și e încă tânăr, abia student în anul întâi. Tovarășe capitan, ridicăm tablourile pentru expertiză chiar acum.
mă întrebă Petia, care stătea în ușa apartamentului lui Racoș. Da, întocmește formele și încă ceva. Pe bancă, în grădină, este fiul lui Racoș. Găsește-te o explicație, dar convingătoare, umană, că nu trebuie să-l vadă acum pe tatăl său. Ar fi tare dureros. Suferința de la moartea mamei sale este atât de proaspătă, încât nu știu cum va rezista. De stat poate sta în casa maicăsii. Îl căutăm noi, probabil mâine. Crezi că ești în stare să rezolvi? Pe Neagoi îl iau cu mine. Am puțină treabă cu el. Voi încerca, tovarășe capitan. Mă voi pune în situația mea de acum 2 ani. Am pierdut ambii părinți într-un accident de mașină. Nu-i la fel, totuși. Îți mulțumesc și iartă-mă că ți-am dat o astfel de sarcină. Nu știam. M-am retras împreună cu Neagoie. Cu ceilalți nu stăm de vorbă, mă întrebă el nerăbdător. Ba da, și arătând spre casa lui Racoș și am spus să fie cu ochii în patru, să nu-i scape nimic. Pentru orice eventualitate, până ce luăm aprobarea șefului, să sigilăm apartamentul. Băiatul va sta în casa în care locuia mama lui. Acum are grijă Petia de el. Am aranjat, i-am spus în final. Așa vom face, vom sigila. Dar de fapt voiam să te întreb dacă știi mai bine și mai multe despre Vasile Rarău. Ce-i cu el? Am la mine niște note, dar cam ciudate. A, da? Fii mai precis. Unul nebun, se crede sectant, dar nu e adevărat, nu mai a citit undeva, așa mi-a spus sectoristul. Poate o face pe nebunul. Veți vedea. Bine, o să văd. Chiar la el mă duc acum. Ne întâlnim după aceea. Du-te și vezi-ți de treabă. Omul era îmbătrânit înainte de vreme. Părul rar, ciufulit, parcă murdar, o cămașă mototolită. Dezordonat ca și în casă. O cămăruță modestă și peste tot resturi de mâncare, firimituri de pâine, coș de salam. Cum vă numiți? Vasile Rărău, domne comisar. Nu avea sens să-l întrerup. Un asemenea om m-aș fi formalizat în zadar. L-am lăsat să continue. Am 37 de ani. Numai atât. Cred că arăt destul de bine, de când am devenit martorul lui Jehova. Deci este sau se crede sectant și încă unul interzis de lege? Tot el a vorbit. Să știți că nu sunt contra legilor. Religia este liberă, nu-i așa? Nu am răspuns la întrebare. De altfel, nici nu avea nevoie de răspunsul meu. Vorbea din plăcerea de a se auzi vorbind. Ceva nu este în regulă, dar nu știu încă dacă se preface sau chiar nu are mintea întreagă. Eu sunt critic de artă, artist. La fel ca Silviu Racoș, e altceva, a spus el desumflat. El este pictor, eu critic de artă. Nu știi să deosebești nici atât. S-a uitat cu ochii rătăciți, trecându-și prin mine privirea ca prin sticlă și oprind-o undeva departe într-un punct care îl interesa numai de el știut. Uitasem, dumneavoastră, domn comisar, sau acum nu se numește așa, scuzați, eu așa am citit în cărți că șefii polițiștilor sunt comisari. Dumneavoastră nu vă pricepeți la artă, iar eu fac critică de artă, sublinie el. Condițiile anchetei mi erau nefavorabile, omul nu-mi plăcea deloc. Ce părere aveți despre Racoș? I-am tăiat-o eu scurt. Dumneavoastră, ca specialist, am încercat să-i întăresc orgoliu pe care și așa l-avea din plin. Formidabilă, lucrează bine, va ajunge departe. Nu m-am putut opri. A ajuns, e mort. M-a privit lung, dar nu s-a mirat. Toți ajungem acolo și dumneata, noi, martorii lui Jehova, vom fi bogați, însă, înțelegi? Acum unde lucrați? L-am lăsat eu în suspensie cu martorii lui Jehova. Eu sunt artist, domnule, înțelegi? Sunt artist. Bine, deci Racoș a fost un pictor formidabil, am revenit eu la ideea lui. Așa am spus, dar despre el n-am scris nimic. Și știi de ce? Nu știi, vezi? Fiindcă nu îmi plăcea. Dar ține minte ce-ți spun, e formidabil, va ajunge departe. Nu avea rost să mai pierd vremea cu el. M-am retras îngânând ceva. Ieșind din casă, am inspirat cu atâta poftă aerul de afară, încât m-am uitat în jur să văd dacă nu m-a surprins cineva. La 20 de metri de mine aștepta locotenentul Neagoie. Noi suntem gata, anunță el. Mai faceți-vă de lucru încă puțin. Vin și eu pentru o ultimă verificare. Mă duc întâi la familia Băileanu. Cu asta am terminat, nu? Da, sunt curios cum v-ați descurcat cu nebunul. Așa. Nu-mi dau seama dacă este într-adevăr nebun sau spune numai aiurele sub influența cititului despre secta respectivă. Dar din ce trăiește? Are o soră farmacistă în B, ca
care îi trimite regulat bani. Din când în când vine pe aici. De un an este pensionat pe caz de boală, dar refuză să primească pensia. Cel puțin așa am aflat, dar voi verifica. S-ar putea să fie aranjat cu poștașul și o primește sora sa. Ce este mai rău e altceva. Unele secte, printre care și Martorii lui Jehova, interzisă de lege la noi, din care Raro zice că face parte, are ca scop achiziționarea de bunuri valoroase, indiferent cum, prin orice mijloace. În județul nostru n-am auzit până acum de așa ceva, însă rămâne de văzut. Sănătos oricum nu este. Nebunii când sunt liberi, cum este el, și când cred cu adevărat într-o sectă ca asta, sunt periculoși, capabili de orice. Pricep, Neagoie? Pricep, tovarășe capitan. Vă așteptam. Neagoie nu este nepoliticos. Tonul său nu a însemnat că mă expediază. Îl cunoșteam bine. A vrut să-mi spună că este nerăbdător să mă consulte cât mai repede. Poate totuși a dat peste ceva interesant. Pe soții Băileanu i-am găsit acasă. Erau de altfel anunțați. Ilarie Băileanu, chimist la Spitalul Județean, și soția mea, Maria, medic principal de pediatrie la aceeași unitate, în orele libere, pictoriță, amatoare. Formidabil, dar casa asta e locuită numai de pictori. Mari, mici, profesioniști, amatori, gestionari de materiale de pictură, critici de artă, încurcată treabă. A spus ceva? Nimic. Vă rog, continuați. Cam atât. Și după o scurtă pauză, tablourile din această încăpere și din celelalte două camere aparțin soției. Sunt din ce în ce mai convins că are ceva talent. Atelierul este în camera din mijloc. Acum avem în vizită un nepot, student în anul 4 la Institutul de Arte Plastice. Secția pictură, l-am întrebat eu, în speranța de a fi totuși contrazis. Da, dar de unde știți? În acest moment a și apărut băiatul, atras de discuția noastră, probabil. Nu putea fi altul. Barba lăsată să crească era deja destul de mare. Părul la fel, blugi italieni, dar nu sunt sigur. Întotdeauna îi confund cu cei din Belgia, o cămașă în carouri. Privirea ageră, sinceră, deschisă. Dânsul este Traian Gruia, nepotul nostru, viitor pictor. În vacanță, da, dar mai bine renunțăm. Cu moartea asta, în vara trecută, l-am cunoscut pe maestrul Racoș, un adevărat talent. Are niște lucrări minunate, uleiuri multe. Mi-a arătat și un început de grafică de carte, ceva colosal. Eu am venit marți seara cu trenul de nou. Ieri, când am auzit de moartea lui, s-a consultat cu noi și a decis să vă anunțe prin telefon. A telefonat de la cabina din colț, fiindcă telefonul nostru nu funcționează de câteva zile. Se pare că linia este deranjată. Cred că niciun telefon din această casă nu are ton. Toate sunt moarte. Ca și Racoș, arunc eu o vorbă. Săracul, n-ar fi trebuit, regretă băiatul. Grafica de care se face în tuș, m-am întors la vorbele lui. Dânsul așa a executat. Se pare că este grafica cea mai apreciată. Îți dă posibilitatea să redai cât mai exact detaliile. Dumneavoastră pictați numai acoarelă. La institut se face de toate, însă m-am specializat în această ramură. Pare minoră, dar este destul de pretențioasă când intri în fond. Și adresându-mă doctoriței, unde a studiat pictura în orașul B? Da, tot acolo am urmat și școala populară de artă. Lucrați serios, văd atâtea tablouri. Numai într-o singură cameră unde stăm acum, pereții erau capitonați cu tablouri. Aproape 30, muncă, nu glumă. Privite atent, erau interesante. Se poate spune că această casă este un bastion al picturii. Toți sau aproape toți sunteți slujitori ai acestei nobile arte. Această pasiune comună să ne fi strâns la un loc, se întrebă tânărul pe un ton de glumă. Tot ce se poate. E o simplă întâmplare, de altfel eu nu stau aici, vin uneori în vacanță. Pe Racoș l-ați cunoscut bine, m-am adresat chimistului Ilarie Băileanu. Așa, 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 știa că lucram la spital. A apelat la noi de câteva ori, destul de timid și politicos, să-i facem rost de niște medicamente. Rețineți ce anume? Niște comprimate de iodecrin. Medicamentul se importă. Și la ce este bun? Diverse, în special la medicația aparatului renal. Susținea că îi trebuie pentru soție, până să moară. Dar știați că sunt despărțiți? Știam. Și ați făcut rost? Aveam un fel de a fi că nu-l puteam refuza. Cult manierat, dar nu i-am putut găsi medicamentul. Dacă nu vine la farmacie, este greu.
La spital nu vrem să ne băgăm, știți dumneavoastră, ne ies vorbe și ne ferim, nu vrem să ne facem rău. Ce impresie v-a făcut pictorul? Suferea de ceva? Nu cred. Răspunsul l-a dat doctorița. Vă pricepe și la oameni mari? Fac eu analize la specialitatea lui. Ei, parcă medicina are bariere stricte. Ori medic își poate da seama, orice medic își poate da seama dacă cineva suferă sau nu. Așadar, vă pot spune că sufletește suferea. Sau era prea obosit, îngândurat. Să fi avut necazuri materiale? S-ar putea. Când a venit la noi, ne-a spus dacă va costa mai mult de 1000 de lei, vă aduc restul mâine. Și costa atât? De unde? În ziua aceea? Deci nu avea mai mult de 1000 de lei. Așa ar rezulta. Știți? Când a fost luna, ziua, eventual, nu știu, tu ce spui, Larie? Larie de la Ilarie. Prescutarea mea a sunat la ureche destul de ciudat. Eram obișnuit cu asemenea nume, deși, slavă Domnului, am avut de-a face cu mulți oameni în viața mea. Ziua precisă e greu să-mi o amintesc. Se pare că era prin luna aprilie, răspunse Larie. Anul ăsta? Da, în anul ăsta. În iunie sau iulie a murit soția, dar fiți convins că și cu acest medicament, care fie vorba între noi, nu poate face minuni, nu se rezolvă nimic. La spital, unde a stat mult timp internat, a fost îngrijită în mod deosebit. De câte ori soția mea a vizitat-o, suferea îngrozitor, parcă ținea să mă provoace doctorița, numai din cauza bolii și de boală, dar singurătatea o distrugea. Băiatul nu o vizita rar. Mi se pare că atunci era în armată sau la facultate. Racoș, pictorul, a fost chiar așa de afemeiat, cum se spune, și către Traian groia studentul ca o scuză. În anchetă trebuie să aflăm totul. La mijloc este vorba de o crimă. Nu v-am deranjat degeaba. Bănuiam noi că acolo nu este ceva curat. De aceea v-am anunțat, se explică prompt tânărul. Puteau să ne anunțe și ceilalți. Puteau, dar eu am făcut-o considerând că este așa de datoria mea. Bine ați procedat. Știam că are în casă lucruri scumpe, continuă băiatul. Tablouri de aman, gravuri, flori de mină. De crimă nu știam nimic. Asta ați descoperit-o dumneavoastră. Avea și gravuri și flori de mină? Da, avea. Le-ați văzut? Sigur, anul trecut le ținea în camera din fund, pe un raft. Gravurile erau valoroase? Ați reținut de cine erau executate? Nu erau executate de alții, le făcea singur. Erau reușite? N-aș putea să vă spun, atunci nu mă interesau. Vroiam să discut cu dânsul despre pictură. Nu cunoșteam prea mult. Teoretic ce știa, studiasem și eu, dar avea ce discuta cu el. Era de o cultură aparte și bun la suflet. Deschis, înțelept. Văd că aveți mare admirație pentru el, nu numai ca pictor, ci și ca om. Dar să vedem cum stăm cu femeile. Am spus, adresându-mă mai mult doctoriței, care înțeles că e glumă numai pe jumătate. Vorba nepotului meu, a început ea. Dacă sunt probe materiale, altă treabă. Eu cred însă altceva. Am vizitat ultima expoziție de la Salonul Artelor. Prea puține sunt în operele lui peisajele. Acolo unde sunt, arhitectura lor este inexpresivă, săracă și lipsită, după părerea mea, de valoare spirituală. Mă refer la acea valoare spirituală care depășește imaginea. În schimb, acolo unde apar oameni, situația se schimbă. Racoș iubea mult oamenii. Poate de aceea avea întipărită pe față mereu expresia aceea de bunătate. În plus, nodurile, puțin cei drept. Toate însă cu trupul împlinit și figurat bine conservată. Repet, conservată, nu construită. Sunt medic și îmi dau seama că Racoș a redat cu perfecțiune artistică nodul feminin. Poate pentru acest lucru, tovarășe capitan, avea nevoie de modele. A avut nevoie de modele, le-a căutat, le schimba, căuta ceva, poate femeia ideală picturii sale. Poate căutând nu a găsit-o, dar spera, cred că aici stă secretul. Se pare însă că Racoș nu a mai pictat de mult tablouri în ulei, am spus eu. Mi-a zâmbit simplu, nu arogant. Credeți că pentru cărbune, spre exemplu, nu ai nevoie de material viu? Adică nu poți fi foarte bine... Nu pot fi foarte bine executate tablouri și în cărbune, chiar noduri? Ce exemplu să vă dau? Picasso este, cred, suficient. Poate exersând, Racoș urmărea ceva. Ce? Acum secretul duce în mormânt. Sau mai știi, îl veți afla dumneavoastră.
zâmbind tot așa de simplu și natural doctorița. Vă mulțumesc și mă iertați că v-am reținut atât, am încheiat eu discuția. Când este vorba de autorități, dar nu v-am servit cu nimic. Mulțumesc altă dată, când vom fi liniștiți și vom privi poate în tihnă pictura dumneavoastră. Înainte de a ieși, am privit apartamentul cu un vag sentiment de neliniște. Eram copleșit de gânduri. Cei doi mă așteptau. Am inspectat din nou locuința lui Racoș. Am stat minute întregi în cea de-a doua cameră. Apoi târziu am decis cu acordul tuturor să închidem capitolul cercetărilor. Oricum aceste cercetări erau numai începutul.